vorbim, reprezint furnizorii pe internet în România, 27 de metri, da? Care o bună parte din ei sunt la capătul puterilor, sunt în pragul falimentului datorită acestui menținut. Pe românește, ca să nu mai povestim alte chestii, plătesc în loc de 85 de euro, 180 de euro. Dar eu vin și revin la problema de fond, da? La problema de fond care, de care, care ne frământă pe noi. Pasivitatea instituțiilor statului. Pasivitatea ANCOM. Atenție! ANCOM trebuia să intervină din momentul în care acest contract a devenit, a intrat în vigoare. Din momentul ăla în care un contract care prevede că un furnizor de infrastructură asociată are autorizație de construire. Acum care ai ieșit. Președinte, mă lăsați. N-are legea. Nu avea voie. Va avea voie. Vă citesc directiva europeană. Mihai, avea alte treburi acum. Mihai. Vă citesc directiva. Păi dacă eu vă citesc directiva europeană acum. Tubeta și cu. Poți să vă citesc directiva europeană? Nu era implementată. Din 2002. Să nu fie domnule. Nu era acum să implementat cu legea. Directiv. Legislația europeană, de când am intrat în Uniunea Europeană, prevalează legislații locale. Ei erau obligați ANCOM să respecte legislația europeană. Scrie-ne grupul ar stați așa că vă citesc din directivă. Dar s-au discutat deci, și atunci problemele astea și au fost date deoparte. Da, dacă îmi permiteți, eu vă citesc. Deci pe conducte n-am putut să intervenim niciodată. Dom'le, deci decât eu vă acum cu legea infrastructură. Nu e adevărat, domnule, vă dau un exemplu și l-am întrebat și pe președintele Marinescu. Și răspundeți-mi acum. Deci până acum l-ați să interveniți, da? Până da? Și legea infrastructură. Până la noiembrie, da? Dacă în ianuarie 2012, Net City, în care erau toți operatorii, au trebuit să intre. A fost vânzare forțată. De ce v-ați? Deci primăria le anunța, vă dau toate notificările, în 3 luni de zile se taie cablurile. Intrați. N-a negociat nimeni nimic. Niciun operator. A fost vânzare forțată. Dacă Net City spunea, păi știți ce? Dă mâine kilometru e 5.000 de euro. Așa vreau eu, Net City. Uite, taxă de șmecher. 5.000 de euro. Cine trebuia să intervină? Cine trebuia să intervină? Conform legii noi, ANCOM poate intervine pe tarif. Înainte, nu putea să... A, deci Net City putea la, în ianuarie 2012 să pună tarif 5.000 de euro pe kilometru. Nu știu când a intrat legea în vigoare. Nu e vreo, domnule. Atunci nu putea. A, deci vreau să spuneți că... În ianuarie putea să interzică tariful... Incredibil. Și acum vă citesc directiva europeană, da? Și vă dau, vă dovedesc în directiva europeană că putea să intervină fără nicio problemă. Ascultați-mă! Bine, atunci nu mai spune! Directiva când a fost aprobată. Dar nu vă interesează directiva prin care faci 3 luni într-o fel. Dacă în legislația românească directiva asta nu s-a, nu s-a implementat la timp, poate ai dreptate că prevalează. Dar noi nu aveam lege românească ca să intervenim pe stâlp, pe șanțuri, pe infrastructurile astea super. Nu avem! Decât acum de ce? Acest contract de concesiune semnat în 2008. Atenție! Instituțiile statului ar fi trebuit să reglementeze piața, să zicem, de fibră optică, last mile, exact cum e reglementată și piața de microwave wireless. Fiindcă noi personal, și suntem și noi membri ANEISA, noi personal, ca și firmă, da? Avem foarte mult de pierdut din cauza asta. Nu este nimic reglementat pe problema asta cu fibra. Noi, ca să instalăm un echipament oriunde, la un client, da? Trebuie să plătim autorizația de construire, trebuie să plătim la mediu, la temiri unde. O grămadă de autorizație, da? Deci nu este în regulă. Da, din punctul meu de vedere. Compara radio cu fix. Este, acolo este spectrul comparat. E liber. Vreau să dau un ultim argument. Și aici este autoritate publică care a tot la primăria. Un ultim argument. Știi de ce s-a făcut? Mihai, Net City. Ar trebui să se fie reglementate puțin. Și trebuia instituțiile statului așa cum au stat. Și vă dau alt exemplu. Păi, dacă legislația nu este europeană, nu se poate reglementa în România altfel. Luați abisul din Spania, care face televiziune digitală. Și vedeți cum îl face cu 8 multiplexoare și 17 regionale, un singur operator. Noi stăm de 7 ani, de nu știu când stăm, fiindcă instituțiile statului o fentează... Hai să revenim la subiect. Eu mai am ceva de subiect. Eu mi-am punctat de ce cred că ar trebui să fie o reglementare și pe punctul ăsta. Și asta am avut de spus. Ia-mi subiect. Mihai, asta cred că a trebuit făcut. Și de ce s-a făcut? De ce s-a făcut Net City numai tubete? Ca să nu pune fibra de la început, să nu intervină acum pe reglementare pe furnizor de rețea. De-aia s-a făcut. Și n-am putut să intervenim până acum. M-ascultați o secundă. Eu te ascult. Dar îți explic...
Poți să scriu ce e, contractul poate fi ilegal. Când a fost aprobată și când a intrat de-a. Deci Net City s-a făcut fără fibra Dark Fiber ca să nu intre la încomul alimentar. Dar a avut și Fiber City, vă știți de aici produsă. Haideți, domnule, să intra. Eu am contractul de concesiune aici. Nu, un contract poate să fie ilegal? Poate. Poate să fie ilegal. Eu să n-am și curtea de conturi. De ce nu ce? Stați că luăm pe rând. Luăm Ancomul, Consiliul Concurenței și PNB-ul. Iau pe rând. Net City sunt oameni de afaceri anonimi. Ei vor să facă profit, să plătească creditele. Deci n-am putut, de... spun sincer că n-am putut. Deci eu am cu instituțiile statului, cu Ancom, cu Consiliul Concurenței și cu PNB-ul. Și iau pe rând. Dar eu iau cu documente, cu directive europene, cu plângeri la Comisia Europeană, la cei doi comisari implicați și să vedem dacă aici ne găsim dreptatea. La Consiliul Concurenței care se antepronunță și nu vine acum să discute, la Marinescu care spune că n-am bază legislativă, nu am, că piața poate să moară, dar rolul lui, care e rolul Ancomului? Tocmai scrie pe frontispiciul lui să protejeze piața, să încurajeze concurența pe piață. Și investițiile. Și investițiile, bravo. Și Net City încurajează la greu concurența pe piață. Hai să fim serioși. Dar care e schema de finanță? Ascultați-mă puțin. Vă spun și eu aia tot. Dacă mă lăsați să vorbesc... Numărul directivei, cum îi zice? Da, poți să... Punctul 7, având în vedere că plăcineți mai când în contract de concesiune, doar în vedere. Ia directiva aici, uite aici. Uite, caută până acolo. Deci eu vreau să vă arăt corelația. Pentru că acest contract menționează negru pe alb, citesc, concedentul a încheiat în conformitate cu normele Uniunii Europene. Directiva 2027-19 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Directiva 2002-21 Consiliului European privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice. Asta e directiva, scrie în contract. Ia uite asta, domnul președinte. Scrie în contract. Contract de concesiune. Păi dacă a semnat primarul ăsta, a semnat și el, trebuie să respecte ăsta, nu contractul de concesiune. Bun, e scrie negru pe alb în contract de concesiune. Ce scrie în directivă? Hai să vă dau directiva care e scrisă în contractul de concesiune. Atenție! Poate greșesc eu, nu știu. Consiliul, nu primarul, că Consiliul e organismul care... Nu, deci, primarul e pe principiul legal care semnează. Primarul semnează, da. Consiliul aprobă hotărâri. Și auziți directiva europeană. Da, da, primarul general este împuternicit de Consiliul să semneze. Vă dau și hotărârea. Asta-s chestia așa, ascultați directiva. De ce zice domnul Marinescu? Că el tânsul n-are, nu trebuie să intervină. Ascultați-mă puțin. Autoritățile naționale de reglementare țin seama în cea mai mare măsură de obiectivele prevăzute la articolul 8, inclusiv cele privind funcționarea pieței interne. Articolul 8. Autoritățile naționale de reglementare promovează concurența în furnizarea rețelelor de comunicații electronice, a serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor și infrastructurilor asociate. E directiva. Domnul Marinescu nu are cadru legal. Scrie negru pe alb. Directiva europeană prevalează față de legislația românească. E o bătaie de joc. Trebuia să intervine și să reglementeze, să-l definească ca piață relevantă. De mult. Scrie negru pe alb. E directiva europeană. Vă pun la dispoziție tuturor. Ce să mai vorbim? Noastră știți că ați participat la toate întâlnirile cu autoritatea și mi s-au explicat mecanismele de reglementare. Nu, nu, nu mă interesează ce mi s-a explicat. Expresie. Acela este un principiu. Ați spus că este un principiu, da? Nu, e articolul 8. E articolul 8. Am înțeles că e articolul 8, mă rog. E articolul 8. În sine el prevede un principiu. Nu în sine, e articolul 8. Și el are obligația să intervină. Lăsați-mă să vorbesc. Deci, ca să poată, interveni, trebuie să aibă niște instrumente. Ordonanța 79 era... N-are, Marinescu, cum e, cum e legea și acele norme de aplicare. Deci există în cadrul legal românesc, prin transpunerea directivei, o serie de obligații care pot fi impuse operatorilor de telecomunicații. Da? Deci este vorba despre operatori telecom. Autoritatea n-a avut atribuția să reglementeze piața de infrastructură asociată. Scrie, da, deci dacă vă uitați la detalii, că acela este un principiu. Dar mai departe, directiva detaliază pe articole ce fel de obligații se pot impune, ce fel de analize de piață se pot face. Există o recomandare cu piețele relevante.
da, care de fapt era un fel de ghid al autorităților. Deci, pot identifica și alte piețe. Eu vă spun, în grupar în directivă. Se pot identifica și alte piețe, dar comisia are drept de veto cu ele. Și a făcut, a identificat el altă piață, a făcut vreun demers? Dacă nu, a făcut vreun demers? Toate detaliile. Eu le știu. Nu știți dacă s-a făcut vreun demers. Presupuneți. Eu citesc. Și presupuneți în absența public. Orice demers în absența unui membru al ANCOM care să vă poată răspunde. De cine a venit? Da, e bine să vorbim pe rând ca să se înțeleagă cât se transmite în direct. Așa, și ca să... să spună punctul de vedere. Mai era o problemă care s-a ridicat, aceea cu alte canalizații pe care cei de la Consiliul Concurenței, în mod normal, le iau un calcul la o asemenea analiză. Pentru că ei iau un calcul și așa este normal să facă analiza toate acele infrastructuri care, chiar dacă n-ar oferi servicii în prezent de acest tip, pot migra, da, într-un timp scurt și cu costuri scăzute către furnizarea acestor servicii. Deci asta vă poate spune și domnul de la Consiliul Concurenței dacă va veni. Eu vă spun de nou regulament al Uniunii Europene care e introdus în Parlamentul European. Îl știți și vă spun. Deci, cât ai știți și cât așa spune? Să plătim la nețitii cât mai mult. Nu este vorba de asta. Așa spune și nou regulament care e introdus în Parlamentul European. Deci eu nu înțeleg un lucru. Deci când ești joadă prost, deci când cineva îți neagă o evidență, eu tocmai din acest motiv, poate că sunt prea expansiv, poate că sunt revoltat de această porcărie care se întâmplă. Cineva neagă o evidență. Fraților, vorbim de un monopol atât din punct de vedere administrativ. De ce? A fost făcut o singură licitație. V-am citit din contractul de concesiune ce scrie negru pal, că primăria se obligă să nu dea nicio altă autorizație unui terț. Mai mult, se obligă să nu permită altor deținători de rețele edilitare instalarea de rețele de fibră optică în canalizațiile lor. Se obligă să interzică primăriilor de sector emiterea oricăror autorizații. Păi ăsta nu-i monopol. Trebuie să fii specialist ca să nu vezi o evidență. Doi. Și aici e foarte important și rețineți că din perspectiva noastră, ANCOM este principalul responsabil pentru situația creată. El este autoritatea, el este arbitru telecom. Un arbitru telecom care își spune așa și vede numai într-o direcție, ăla nu e arbitru. Eu l-am acuz public pe președintele Cătălin Marinescu de o pasivitate suspectă. Noi, în săptămâna asta, urmează să analizăm cu avocații întocmirea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu, pentru nerespectarea obligațiilor pe care le are și vom cere daune, toate daunele identificate în litigiu pe care l-am deschis și care s-a considerat că nu are competență să-l soluționeze. Deci rețineți, noi am deschis litigiu la ANCOM, am identificat toate pagubele operatorilor în numele a 8 operatori, da? Iar răspunsul de la ANCOM a fost că nu are baza legală și așa mai departe. Noi cu acel răspuns considerăm că aici, în țara românească, în România, nu putem să ne găsim dreptatea, am făcut plângere la Comisia Europeană. Deci plângere oficială în care am cerut infringementul României pentru faptul că Consiliul Concurenței și ANCOM nu își respectă obligațiile tratatului de aderare. Da? Deci noi am dat în judecată România la Consiliul Europei, da? Exact pentru această bătaie de joc în care instituțiile care ar fi trebuit să intervină și care ar fi trebuit să-și facă datoria, caută tot felul, fac slalom în lege, spun mie că nu, știi, nu suntem arbitru, el e arbitru telecom. Eu am muncit, m-am transpirat sânge în 2003 ca să-l înființăm, să reglementăm Romtelecomul pe 13 piețe relevante. Habar n-are Cătălin Marinescu cât am muncit noi ca să scăpăm de un monopol, ca să ne bage acum pe cât am monopol. Adică ei mă învață pe mine ce e monopol și pe noi, cei 37 de furnizori de internet, cu care ne lovim zi și noapte de acest monopol, ne spune că de fapt, bă, nu e monopol. Voi toți sunteți tâmpiți, da? Toți furnizorii sunteți tâmpiți, bă, nu e monopol, vă spun eu. Domnul, sau n-am bază legislativă, stați să termin. Spuneți subiect și predicat ca să știm și noi de știri. Ați făcut plângere, când ați făcut? La Comisia Europeană? Deci Europa. Asta nu e declarație de presă, asta e conferință. La conferință nu se declară. Ați înțeles? Scuze, ați înțeles ceva sau n-ați înțeles? Da. E o acțiune oficială asta, da? Bineînțeles că e acțiune oficială. Deci, și o acțiune oficială, am notificat președintele României
Da? Am trimis plângerea și la președintele României, la primul ministru, și vă mai dau o informație foarte interesantă. Hai ca să vedeți autoritățile statului. Că eu le spun acum pe toate. Le servez, i-am promis lui Nelu că în conferința asta spun toate și cu documente. Hai să vă spun o chestie, cum o catalogați. Noi facem un memoriu către Consiliul Concurenței, către ANCOP. Consiliul Concurenței ce face? Ne răspunde și spune, bă, memoriul vostru nu se constituie într-o plângere. Noi nu putem să ne sesizăm cu monopolul ăsta. Da? Și atunci facem plângere la corpul de control al primului ministru. Vă dau cuvântul meu. A doua zi. S-au autosesizat. Bă, vă dați seama în ce țară trăim? Fraților, asta este, eu vă spun faptele. Eu nu vă spun nicio poveste. Eu sunt șocat. Mă duc, mă întâlnesc cu președintele Cătălin Marinescu și îi spun, dom'le, știi, nu trece zi să nu mă sună un furnizor de ăsta mic, mijlociu. Dom'le, sunt toți în pragul falimentului. Și el îmi spune, păi ce scrie în vreo lege că trebuie să fie 40 de furnizori? Președintele ANCOM? El care, prin misiunea ANCOM... Nu l-am înregistrat, eu sunt de la SRI, domnule, stați puțin că nu am treabă cu asta. Eu mă duc la el și spun, dom'le, știi, noi suntem terminați, dumneata ești arbitru, da? Ajută-ne, că suntem terminați! Și el spune, păi ce scrie în vreo lege că trebuie să fiți 40? Nu, e terifiant, deci eu vă spun, eu nu vă mint cu nimic. Tocmai de asta s-a atât de revoltat. Deci ANCOM avea suportul legal, avea obligația să intervină, măcar să vadă, băi, să facă o investigație. Nu ne ții ăsta cu contractul ăsta atât de oneros, atât de clar monopolist. Și el a și fost gândit ca un monopol. Și știți de ce? E logic, eu nu contez că, încă o dată, noi am susținut proiectul ăsta. Să nu înțelegeți greșit, ANISB-ul a fost un partener. Poate să vă spună directorul executiv, Gigi Șerban, a fost la zeci de ședințe. Poate să vă confirme domnul director general, Radu Alexandru. Noi am fost un susținător. Și să nu înțelegeți greșit, dar noi am susținut să fie, eu am fost consultantul primăriei și am susținut să fie 50 de euro pe kilometru. Așa a rezistat toată lumea. A susținut să fie concesiune pe 49 de ani. Păi de ce i-a dat lui Urdăreanu pe 49 de ani? Că el frumos? Nu? Vă spun eu de ce. Ca să nu influențeze piața, prețurile. Să-și recupereze bani în 49 de ani. Nu să distrugă piața. Nu? Nu vă supărați că intervin. Dumneavoastră, ca om de afaceri, ați investit bani în ceva care i-ați recuperat după 49 de ani? Păi atunci de ce s-a băgat în licitație? Haideți să fim raționali până la urmă. Sunt rațional, deci s-a băgat în licitație. Deci dumneavoastră, ca om de afaceri, da, întotdeauna când vă faceți o proiecție de venituri, vă uitați prima dată și prima dată să încercați să vă faceți o recuperare a investiției pe maxim 10 ani de zile. Dar nu obligați-mi să accepte condiții. Să spună, domnule, nu vreau 49 de ani, vreau pe 10, că 10 ani primi. Vorbim de rețea edilitară. Dar avem și aici de principiul oricărui om de afaceri. Și dacă vreau la primăria zis, bine, fie, trebuie faci mie rețeaua ta, cât vrei, 49 sau hai să-i păcălim pe șase? V-ați luptat cu RomTelecom să se devină un monopol. Dacă luptați, fii contra unei, de la început, cum se ajung aici? Să se reglementeze păi foarte clar. Păi la început au fost băieți buni. Foarte clar, asta nu mai știu. Păi așa au fost buni, la 0,85 de euro, fără nicio taxă amuzivă. N-aveați nicio problemă. Dar ascultați-mă, avem contractele în vigoare, ascultați-mă, avem contractele în vigoare pe bucla la 0. 85 de euro fără nicio altă taxă. Atunci s-a putut, nu? Da, proiectul era la început și probabil că nimeni nu-și imagina ce o să apară în faza a doua, în faza a treia. Deci ANCOM, atenție la ANCOM. Deci eu v-am spus, directiva europeană în baza căruia putea să intervină și fără nicio problemă dacă se dorea lucrul ăsta. Doi. Trebuia, avea obligația, scuze, avea obligația. Doi. Referitor la legea infrastructurii asociate, de care se prevalează și spune, domnule, până acum în noiembrie n-am avut legislație, bun. Eu am somat ANCOM să facă mai repede acel aviz de conformitate, care oricum, fiind un aviz de conformitate, e obligatoriu, dar poate fi contestat de către primării sau mețit, nu știu. E, și acolo l-am și notificat de nenumărate ori să țină cont de între declarațiile domnului Urdăreanu că costă 300 de milioane. Care 300 de milioane? Să țină cont să facă expertiză, să vadă cât e kilometru de canalizație, să ceară expertiză și să raporteze calculul economic la 49 de ani, la perioada de concesiune. Asta am cerut. Și așteptăm, da, probabil că să, nu tot să mai așteptăm până o să dea acel aviz de conformitate. Pe ANCOM îl consider responsabil și a ANISP-ul, mă refer la cei 8 furnizori și interlani care m-au împuternicit, ANISP-ul să-i reprezinte în acest litigiu,
va face plângere penală președintele Manescu și vom cere, așa cum Total Post a obținut 8 milioane de euro daune și a câștigat cu hotărâre definitivă, o să câștigăm și noi câteva milioane de la încolo. Eu vă garantez, pentru că lucrurile sunt mai mult decât evidente.